primul efect al acestui lucru a fost că s-a desemnat prin vot Jean-Claude Juncker ca fiind propunerea Consiliului European la funcția de președinte al Comisiei Europene. Este prima dată în 10 ani de când vin la Consiliul European, 2005-2006 ca observator, din 2007 ca membru cu drepturi depline, cu drept de vot, dar este prima dată când în Consiliul European nu se ajunge la un consens, ci se utilizează prevederea din tratat care implică votul pentru luarea unei decizii. A fost un vot cu 26-2, nu pun punctele alocate fiecarei țări, știți că e o repartiție, România are 14 voturi, funcție de mărimea țării de populație. Deci 26-2 pentru desemnarea lui Jean-Claude Juncker. Asta înseamnă declanșarea unui proces extrem de complicat, care va duce la desemnarea în mod deosebit a înaltului reprezentant, a comisarilor, a președintelui Parlamentului și aici, ca și în România, începe un proces de negociere între principalele grupuri din Parlamentul European, pentru că nimeni nu are o majoritate. Sigur, este dreptul președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, să își aleagă comisarii, dar la rândule, începând cu faptul că însuși Jean-Claude Juncker trebuie să treacă printr-un vot al Parlamentului, fiecare comisar, la rândul, trebuie să primească votul Parlamentului. Obiectivul nostru din acest punct de vedere, așa cum am convenit cu primul ministru Victor Ponta, este să ne menținem portofoliul agriculturii prin Dacian Cioloș, unul din cele mai prestigioase și mai mari portofolii din Comisia Europeană. Nu știu dacă vom reuși, dar avem obligația să facem tot ce se poate, să nu mai avem un portofoliu de genul multilingvism, care probabil a fost foarte important la vremea lui, dar este una să ai portofoliu agriculturii, care deține 40%, gestionează 40% din fondurile Uniunii, și alta să ai un portofoliu cum ar fi multilingvismul. Alte subiecte pe ordinea de zi le-aș trata în primul rând și din punct de vedere a cât de dragi mi-au fost mie sau care au însemnat ceva, o concluzie. Semnarea acordului de asociere a Republicii Moldova, acord de asociere și implicit acordul de liber schimb, care este partea acordului de asociere, a fost de asemenea un moment extrem de important. Aș face o mențiune deosebită aici, legat de modul cum a acționat Guvernul Republicii Moldova după câștigarea alegerilor în 2009. A fost un guvern foarte pragmatic, care și-a pus două obiective, să obțină dreptul la liberă circulație pentru cetățenii Republicii Moldova și să ajungă la acordul de asociere. Cred că a fost una din cele mai inteligente abordări dintre toate statele din parteneriatul estic. În momentul de față, Moldova și-a atins, Republica Moldova și-a atins ambele obiective. Are din luna mai liberă circulație și astăzi a semnat acordul de asociere și acordul de liber schimb. A fost o bună strategie începută de primul ministru Vlad Filat și continuată foarte bine de primul ministru Leancă. Ce m-a impresionat astăzi? Sigur, toți cei trei reprezentanți, primul ministru al Georgiei, președintele Ucrainei, care au semnat acordurile, au fost deosebiți în discursurile lor, dar la premierul Leancă m-a impresionat faptul că și-a ținut o jumătate de discurs în limba franceză,
după care a anunțat că va vorbi în limba oficială a țării lui și într-o limbă oficială a Uniunii Europene și a folosit limba română. Ceea ce pentru mine a fost un lucru extrem de important. Este, dacă vreți, și un efort al nostru, și al meu, și al diplomației românești de-a lungul acestor 10 ani. Îmi aduc aminte când am început să frecventez Consiliul European în 2005, nu exista în documentele Consiliului ceva despre Republica Moldova. Pe urmă am reușit noi să introducem sinergia Mării Negre, a venit Polonia care a vrut să o extindă și pentru Belarus și atunci s-a făcut parteneriatul estic și a început să vorbească despre Republica Moldova tot mai mult, până la urmă s-a ajuns aici, ceea ce este extrem de important. Sigur, oficial nimeni nu spune, este un prim stadiu și că va urma și o începere a negocierilor pentru un tratat de aderare, dar să ne amintim propria noastră istorie, am semnat acordul de asociere în 1993 și în 2007 am devenit membri ai Uniunii Europene. Deci, cam acesta este drumul și este de remarcat că atât în cuvântul președintelui Van Rompuy, cât și în cuvântul președintelui Barroso, s-a dat această perspectivă, chiar dacă ea pentru moment nu este înscrisă într-un document oficial. Și sigur, toți o gândim. Alt subiect discutat a fost spațiul de libertate și securitate și justiție, deci spațiul Schengen. Veți vedea, în document el vizează cooperarea polițienească, consolidarea supravegherii frontierilor, introducerea sistemelor IT și o monitorizare unitară la nivelul întregului spațiu Schengen și multe altele. Însă am folosit această oportunitate, sigur, pregătind întâi cele două motoare pe doamna Merkel și pe președintele Holland pentru o minută care se anexează concluziilor de astăzi, în care se revine la decizia Consiliului European din 2012, când am fost foarte aproape să obținem intrarea în Schengen, dar au fost evenimentele din vară care au pus totul în stand-by. Deci se revine la decizia Consiliului European de a se discuta în primul Consiliu JAI problema accesului în spațiu Schengen a României și Bulgariei. A fost inițiativa noastră și a fost ca atare preluată în minuta care se anexează concluziilor Consiliului, ceea ce este foarte important, pentru că eu am spus-o până la sfârșitul mandatului, am și acest obiectiv să începem procesul de intrare, de acces în spațiul Schengen, fie că îl vom începe și numai cu aeroporturile, dar procesul trebuie să înceapă, pentru că odată început trebuie să se și termine. Nu ne ajută din acest punct de vedere, trebuie să o spun, votul dat în Parlament pentru modificarea legii administrației locale. Va trebui să am o discuție cu factorii politici să se abțină până când se găsește o formulă convenabilă cu noua Comisie Europeană, în așa fel încât să nu se așeze o nouă motivație legată de funcționarea instituțiilor anticorupție, în speță aici ANI, și să avem o nouă amânare. Un alt subiect a fost aprobarea, andosarea deciziei prin care Albania primește statutul de candidat la aderare, deci Albania va începe în curând negocierile de aderare, negocierile pentru un tratat de aderare.
De asemenea, subiect îndelung discutat a fost Ucraina și aici, după ce a fost ascultat președintele Poroșenko, Consiliul i-a recomandat să facă o prelungire a încetării focului cu încă 72 de ore. Și aici noi am avut o contribuție deosebită în ceea ce s-a adăugat la concluziile inițiale, adică noi am spus, sau susținerea mea a fost o simplă încetare a focului de 72 de ore, fără a spune că în cazul în care nu se întâmplă ceva din partea rusă, nu are niciun efect, dimpotrivă generează un plus de victime, atâta timp cât separatiștii nu au agreat încetarea focului, ar fi fără rost. De aceea, Consiliul a adoptat propunerea și s-a dus pe un sistem în care ceva se va întâmpla după aceste 72 de ore. Și iată care sunt solicitările din concluziile Consiliului care au fost introduse în urma acestei discuții. Stabilirea acordului pentru instituirea unui mecanism de verificare a încetării focului și a controlului la frontiere sub monitorizare OSCE. Deci trebuie o încetare a focului nu numai din partea ucraineană, dar și o încetare a focului din partea separatiștilor. O altă condiție care trebuie respectată în intervalul sau îndeplinită în intervalul acestor 72 de ore este restabilirea controlului ucrainean asupra celor trei puncte de control. Sunt trei puncte de control la frontieră, dacă vreți le citez, Izvarino, Dolshansky și Krasnopartizansk, care sunt în momentul de față ocupate de separatiști. Fiind ocupate de separatiști, nu există control pe tehnica militară și pe oamenii care se introduc în estul Ucrainei. Ori în aceste 72 de ore este obligatoriu ca ele să fie redate în controlul autorităților ucrainene. O altă cerință este eliberarea ostatecilor, inclusiv a observatorilor OSCE. Din câte știți, după cum știți, sunt peste 140 de ostateci luați de separatiști. Și în sfârșit, lansarea de negocieri substanțiale pentru punerea în aplicare a planului de pace al președintelui Poroșenko. Legat de aceste patru puncte, fie că vorbim de încetarea focului, fie că vorbim de returnarea sub control ucrainean a celor trei puncte de control de frontieră care sunt în mâna separatiștilor, fie că vorbim de eliberarea ostatecilor, sau vorbim de începerea negocierilor pentru punerea în aplicare a planului de pace propus de Poroșenko, sunt implicați separatiștii și se cere și Federației Ruse, care are sub control acțiunile separatiștilor și aprovizionarea cu armament, dar și cu oameni, a conflictului, să se implice și să ajute la rezolvarea acestor patru puncte. În caz contrar, luni, Consiliul, deci nu Consiliul European, Consiliul, Consiliul Afaceri Externe, va face o analiză a îndeplinirii celor patru puncte. În cazul în care se constată că nimic nu s-a făcut și că nu există progres, va fi convocat Consiliul European, care va analiza situația și va decide asupra drumului de urmat. Aici este formularea diplomatică. În realitate discutăm de că s-a ajuns la punctul la care,
Dacă cele patru condiții nu sunt respectate sau nu se începe respectarea lor, Consiliul European este în situația de a agrava sancțiunile împotriva Federației Ruse. Care vor fi acestea, vom discuta. Deci se va face o convocare imediată a Consiliului European dacă luni se constată că nu există efect la solicitarea lansată astăzi de Consiliul European pe cele patru puncte. De asemenea, un document extrem de important care a fost adoptat este agenda strategică pentru Uniune într-o lume a schimbărilor. Pe fond, această agendă strategică nu face nimic altceva decât să pună în continuare în aplicare pe termen mediu pentru următorii 5 ani lucrurile pe care le-am stabilit în perioada de criză și în ultimii 3-4 ani. Fie că vorbim de six-pack, fie că vorbim de two-pack, fie că vorbim de tratatul fiscal, fie că vorbim de Uniunea Bancară, fie că vorbim de crearea de locuri de muncă, fie că vorbim de problema creșterii economice. Toate acestea sunt reflectate în agenda pentru următorii, agenda strategică a Uniunii pentru următorii 5 ani și le au ca obiectiv două lucruri fundamentale. Creșterea economică și diminuarea șomajului, creșterea numărului de locuri de muncă. Sigur, problema energiei a fost tangențial atinsă pe conceptele de până acum, fie că vorbim de interconectare, fie că vorbim de aprovizionarea alternativă a Uniunii Europene cu gaze, fie că vorbim de creșterea eficienței energetice, dar aici au fost doar enunțuri de moment. Consiliul din octombrie, care va trata problema energetică corelat cu schimbările climatice, va fi cel care va lărgi și va intra în detaliile agendei energetice ale Uniunii Europene. Cam asta în câteva cuvinte. Ci, vă rog. Da, o știm și noi. Deocamdată nu lansăm nicio altă alternativă. Suntem pregătiți pentru o alternativă, dar deocamdată acesta este punctul nostru de vedere. Nu vă pot spune nume și nici portofoliu vizat. Doamnă, ce anume? Nu vă confirm nimic. Nu avem decât un singur obiectiv. Menținerea portofoliului agriculturii, care este un portofoliu de prestigiu și pe care dorim să-l avem în continuare. Nu există niciun compromis aici. Mergem pe o singură variantă, cel puțin deocamdată. Doamnă, lumea râde. Lumea râde. Ce nu țin cont oamenii ăștia este că eu îi cunosc de 10 ani, că au încredere în mine, că sunt considerat artizanul funcționării justiției în România și un parlament care prejudecă și acuză înainte să judece justiția este un parlament care are o problemă din punct de vedere democratic. Mai ales când au înțeles că sunt aceleași partide de la suspendare, lucrurile le-au devenit clare la toți. Da, la PPE. Și mă știam.